Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor Olt a intensificat acțiunile de control privind verificarea rezidurilor în ouăle produse în fermele avicole din județul nostru. În cadrul unei acțiuni de verificare la producerea ouălor destinate comercializării în data de 15 ianuarie s-au prelevat probe de ouă și teste de sanitație pentru analize de la o fermă care aparține aceleiași societăți din județul Telorman la care s-a depistat prezența fipronilului în ouă. Au fost primite buletinele și se confirmă prezența acestuia în probele analize ca urmare, în dimineața zilei de 18 ianuarie a fost demarat o anchetă, au fost puse sub sechestru ouăle aflate la momentul controlului în unitate, a fost interzisă livrarea de ouă pentru comercializare până la sosirea rezultatelor de laborator și au fost prelevate alte probe pentru a fi analizate. În data de 20 ianuarie au sosit buletine de analiză care confirmau prezența fipronilului și în alte probe de ouă. Concentrațiile de fipronil detectate în probele analizate au fost între 0,02 și 0,07 mg per kg. La sediul unității sunt sequestrate 304-230.000 de ouă care vor fi dirijate conform procedurilor către unități autorizate de neutralizare unde vor fi distruse. Din datele anchetei a și că 285.570 de ouă au fost comercializate în următoarele județe. Olt, Dolci, Argeș, Vâlcea și municipiul București se arată în comunicatul de SVSA Olt. În timpul anchetei desfășurate de inspectorii de SVSA Olt au fost identificate și neconformități cu privire la etichetarea ouălor și asigurarea trasabilității produselor obținute începând cu data de 4 ianuarie respectiv peste 569.000 de ouă. Din acest motiv, inspectorii sanitari veterinari au dispus măsura retragerii preventive de la comercializare a tuturor loturilor de ouă, începând cu data de 4 ianuarie până în 18 ianuarie 2019 inclusiv, distribuite și în județul Olt. Unitatea respectivă a fost sancționată cu o amendă în valoare de 12.000 de lei. Inspectorii din cadrul DSVSA-OLT monitorizează în permanență ferma respectivă, prelevează în continuare probe care sunt trimise spre analiză și acțiunea de retragere a ouălor care este în curs de desfășurare. Până la data prezente au fost retrase de la comercializare peste 64.950 de ouă. Fipronilul este un ingredient obișnuit în produsele veterinare, fiind folosit pentru eliminarea puricilor păduchilor și căpușelor la animale, însă este interzisă folosirea acestuia în cazul animalelor destinate consumului. 재미งข้อมัน